Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru voi, abonații mei și nu doar abonații, viitorii abonați, o nouă la etalare la alegere pentru februarie și rămâne de văzut ce alte etalări vor apare. Aveți deja pregătite câteva mesaje, nu toată etalarea, vom vedea și pe parcurs ce surprize mai apar. Numărul 1, 2 și 3, vă rog, vă puneți pauză. Și vă gândiți ce simțiți că vă atrage pentru februarie, deci 1, 2 și 3. Ok, am început. Cei care ați ales numărul 1, da? Cei care ați ales aceste de cărți. Haideți să vedem ce mesaj aveți. Mesaje de la Înger aveți? Oh, ce superb, superb, superb! Uniunea inimilor aveți. Ce altă... Oh, vai, deci nu se poate. Intrați pe Uniune, vă întâlniți cu sufletul pereche? Sau dacă nu e vorba de Sufletul Perechei, intrați voi în Uniune și în, în pace cu varianta voastră feminină sau masculină. Adică faceți o înțelegere între masculin și feminin și începeți să vă centrați unii dintre voi. Și așa vă atrageți Sufletul Geamă, Flacăra Geamănă. Vai superb, 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 superb. Wow, deci nu se poate. Nu vine să cred. În timp ce am amestecat cărți, iau de trei. Deci întâlnirea cu sufletul pereche pentru foarte mulți dintre voi. E în plan de manifestare. În timp ce am amestecat să -a... a vrut să se arate asul de monede. Intrați în manifestare fizică. Dacă până acum s-a întâmplat, sau au așezat lucrurile în alte dimensiuni, Intrați în această manifestare fizică, vă întâlniți într-un fel sau altul. Vom vedea. Începeți să o luați de la zero. Riscați, riscați sau manifestați acest început după ce v-ați lupta, după ce ați trecut prin multe, eventual. Vreți să o luați de la zero? Vreți să riscați într-o nouă direcție care vă aduce mai aproape de acest suflet pereche? Și să începeți ceva practic. Repet, chiar dacă nu e întâlnire, se pregătesc lucrurile. Se pregătesc lucrurile. Nu uitați, dragi mei, totuși, aveți grijă că în februarie avem Mercur retrograd și, în general, că sunt planete, mai ales Mercur retrograd, planete în retrogradare, nu e bine să începem lucrurile. Dar, acum nu vorbesc de un început, vorbesc de niște aranjamente pe planuri pe care noi nu le vedem, nu le intuim, dar pentru cei care și-au făcut lucrarea de echilibrare a iangului și a inului, ceva ceva se întâmplă, ceva minunat. Sunt foarte curioasă ce, ce cărți mai apar. Am amestecat cărți, am pus ce a apărut. Tai, la da? numărul 1, etalare pentru februarie. Hm. Crucea Celtică, evident. Central. 3 de monede. Imediat. Provocarea, regina de bute. În trecut. 4 de cupe. În ultima vreme, 5 de monede. Ia să dau eu la o parte. Fai. În viitor, cavalerul de bute. Hm. În prezent. 9 de, de, de bute. Hm. Interesant. Interesant, totuși. Vom vedea. Ce vrea să spun această uniune în acest context, în această cruce? Sfat. O, oh, ce frumos! Sfatul. Îmbrățișați această dragoste, vindecarea voastră, echilibrarea voastră ca să manifestați sufletul. Sufletul acela minunat. Puff. Sfatul. Asul de cupe. O, oh, exterior, 8 de spade. Imediat. De ce vă este teamă? Uf, de diavol. Apare și aici un capricorn, dar nu obligatoriu săraci capricorn, nu toți sunt așa. Ce vă doriți? Regina de monede. Hm. Regina de monede. Mai, mai, mai. Ce reușiți să faceți? Oh, ce frumos. Marea preoteasă. Marea preoteasă. L Am văzut și un doi de spade și ce ar mai fi? Ok. Vom mai vedea când ajung la acel capitol, da? acel capitol, acea carte. La capătul setului de cărți aveți Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede. În ultima vreme, vorbesc despre voi, ați avut niște probleme în dragoste, în... probabil dacă sunteți semn de apă, într-o relație cu un semn de pământ, unii dintre voi, sau invers, un semn de pământ în relație cu un semn de apă. Nu obligatoriu, dar posibil. În fine. Um, o situație care a dus la lacrimi. Probabil că s-a pierdut ceva, au fost niște lucruri care v-au întristat ne spus ați pierdut o relație, un echilibru financiar, o poziție financiară, da chiar dacă nu e vorba de semn de pământ, poate să fie o situație financiară, niște pierderi v-au dus la lacrimi. Dar ați înțeles că această experiență neplăcută, acest întuneric, trebuie parcurs. Trebuie parcurs ca să găsiți soluția, să găsiți lumina. Și pentru unii, e posibil să fie o prietenie sau o iubire sau ceva, o poveste la distanță, și din cauza acestei distanțe să ajungeți la, această la aceste lacrimi și așteptări. Pentru unii. Dar trecând peste varianta asta, acest întuneric prin care ați trecut a fost necesar și se pare că acest 8 de bâte începe să vă aducă acea lumină pe care ați căutat-o, speranțele, inspirația dintr-o nouă direcție și ideile destule cât să puteți să reconstruiți ceva. O să citesc un pic altfel, nu, nu mă fixez ai pe zodii de pământ și de apă, da? Vrei să construiești ceva, vrei să vă reconstruiți viața, cu fi cu același personaj, cu fi cu altcineva, cu fi doar voi singuri, dar zic uniune pentru că intrați în echilibru latura voastră emoțională, femininul și masculinul, da? Regina de cupe și regele de monede. Apă și pământ. Sau foc și aer. Sau apă și eu știu ce mai fi. Și foc. Why not? Da? Intrați într-un echilibru. În primul rând în voi. Și uite așa, puteți să construiți, sunteți conștienți că Sunteți pe care să găsiți această lumină, vă zic și eu, da? vă confirm că în momentul în care vă găsiți echilibru în voi, puteți să vă reconstruiți viața și să vă atrageți pe cineva care vi se potrivește din multe alte puncte de vedere, nu așa cum sperați pe vremuri. Ok. Deci, central aveți trei de, de monede. Central posibil să fie acest semn de pământ pentru unii, Capricorn, sau dacă nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Să fie o obsesie pentru profesie, pentru muncă. Să fie o teamă că nu puteți să construiți, să reconstruiți, pentru că ați avut niște probleme financiare. Ați văzut mai devreme 5 de cupe, acum apare 4 de, de cupe în trecut. O, o nemulțumire sufletească, o întristare din cauza unor prieteni, din cauza unor neîmpliniri sentimentale. Poate că au mai fost oferte, dar n-ați avut sufletul vindecat și deschis să le puteți primi. Atunci nu erați pregătiți. Atunci nu erați pregătiți. Pentru că a trebuit să vă reconstruiți, am zis, a trebuit să vă reconstruiți financiar. Că voi ați vrut să dați această dragoste cuiva și n-a fost primită iar este foarte posibil că cineva va dat-o și va refuzat-o, iar este posibil. Însă această oportunitate pierdută a dus la această însingurare și înfrigurare. Cinci de monede. Evident că fiind vorba de monede, posibil să fi fost și niște probleme financiare în discuție. Ați fost refuzați pentru că persoana respectivă avea ceva de construit. Sau voi n-ați fost suficienți de încrezători sau eu știu ceva n-a mers în această ofertă din cauză că aveați niște probleme. Ori în cuplu în care erați atunci, pe vremuri, ori probleme financiare, poate chiar și de sănătate pentru unii. Ați fost într-un frig, am văzut și eremitul, da? Dar în acel frig a trebuit să vă regăsiți lumina. Am văzut farul, aici vedem catedrala. Și se pare că sunteți pe cale să -o, -o, o găsiți în sufletul vostru, pentru că deja sunteți în catedrală, în centru. Lucrați! Lucrați de zor la această uniune a voastră. Vai ce superb! Așa văd cărțile acum. Uh, trec dintr-un mesaj în altul. Selectați-le, vă rog. Această uniune este sculptată de voi, este manifestată de voi cu răbdare, central, în suflet. Da? Prin ceea ce faceți sper din tot sufletul să fiți conștienți. Și să fiți conștienți că în momentul în care voi vă transformați, intrați în această uniune și vă veți atrage idealul vostru, oamenii se vor uita la voi ca la pff, o muză, ca la un motiv de inspirație. Am spus pentru unii că au fost niște probleme financiare și acum central sunteți concentrați pe această reconstruire financiară, să și la așa ceva. Asta pentru că au fost niște blocaje. Știm că în multe țări și la noi au fost carantine, lockdown-uri, da? Unii încă sunteți în această stare de blocaj, de îngrădire. Cineva vă îngrădește să zic niște posibilități, dar nu e problema. Nu e problema pentru că voi vă construiți în sufletul vostru, vă faceți planuri. Lucrați alte aspecte. lucrați alte aspecte. Provocarea este să vă mențineți încrederea în voi, creativitatea, mai ales dacă vreți să vă reconstruiți pe voi și să vă atrageți persoana potrivită. Aici este artă, regina de bâte face artă, clar. Varianta sa superioară, nu orice regina de bâte, pentru că există și varianta sa inferioară. Dar, vorbim de varianta bună. Ideea este, provocarea este să vă păstrați încrederea. Și să, deși, deși sunt niște blocaje. Păstrați-vă încrederea, rămâneți în picioare, lucrați insistent la această construcție a voastră, a sufletului pereche, a tot ce e mai frumos. Dacă toată lumea jurește. Bine, majoritatea, speră. Ceva frumos, da? Deci în pofida blocajelor și a problemelor financiare, păstrați-vă încrederea și în viitor veți manifesta această încredere prin cavalerul de bute. O revigorare a voastră a fizică, inspirație, posibil și cineva va veni să vă inspire. Aici este provocarea, iar dacă această regină de bâte reprezintă un personaj care vă inspiră să fie unul și același personaj, dacă sunteți prea obsedați de reconstrucția voastră personală sau de alte colaborări la locul de muncă, să nu pierdeți ocazia. Pentru unii, trebuie să spun și acest lucru, pentru unii, posibil să fie și pentru, nu pentru toată lumea, să fie o situație la locul de muncă, un triunghi amoros, cineva care vă va atrage, asta pentru că aveți totuși o, o chestie toxică de care vă încercați să vă păziți. Ori voi, ori ei. Cineva încearcă să se păzească de o situație toxică. Regina de bâte, varianta asta negativă, este seducătoarea sau seducătorul. Cavalerul de bâte, regina de bâte. Aici este o chestie. Concentrați-vă pe creșterea voastră spirituală, pe creșterea voastră profesională, dar nu la modul obsedant, cum a zis mai devreme. Nu transformați munca în obsesie. Că altfel intrați în altă zonă toxică, faceți munca cu încredere, creativitate, găsiți soluții frumoase, chiar dacă sunt niște blocaje în prezent. Blocajele pot să fie din partea unui personaj, dacă e un triunghi, pentru unii, nu pentru toată lumea. Un triunghi, o situație. Capricorn mai mult sau mai puțin. Nu vreau să i bag pe toți în aceeași oală. Dar dacă există așa ceva sau un semn de foc, încercați să blocați, nu o să blocați situația, să vă mențineți verticalitatea și să vă concentrați pe construcția voastră și pe lucrurile stabile. Sfatul este să vă vindecați pentru că aveți niște, niște răni, niște traume și emoționale și probleme fizice și probleme financiare sfatul este să vă vindecați, să vă conectați la emoțiile voastre. Da, nu doar muncă, nu mare grijă cu pasiunea asta, e o chestie toxică, clar că vă place, că nu vă place unora să ascultați, clar e o chestie toxică. Concentrați-vă pe această uniune care urmează să se manifeste. Dar pentru asta trebuie să vă vindecați și să vă construiți pe voi, da? Construcția este în suflet, aici iar este sufletul vostru. Nu puteți, dragii mei, să faceți o construcție, da? Cărămida nu se poate pune una peste cealaltă fără mortar. Mortarul se face cu apă. Pământul fără apă se, se sfărâmă, e casant. Construcția asta fără emoții și fără pasiune nu va fi durabilă. De a zic că aveți mare grijă ce influențe. Ce influențe permiteți în această muncă a voastră personală? Reconstrucție, vreau să zic. Sfatul să fie pentru unii și o nouă dragoste, dar eu vă sfătuiesc să o manifestați mai spre sfârșitul lunii după ce ieșiți din. sau se încheie Mercurul acesta retrograd, care va intra pe cât pe 30, da? pe 30. După ce iese din retrogradare, manifestați acest as de cupe ca și început în dragoste. Pentru că dacă manifestați un început în retrogradare, nu o să meargă, da? În continuare, din exterior aveți un, cineva care este foarte trist sau tristă, blocat, nu poate să manifeste ceva blocată mental în niște gânduri sau blocat în niște gânduri triste, negative. Posibil mare grijă pentru unii să fie și o persoană geloasă care se gândește la voi. Obsedant. Asta pentru că am văzut diavolul, regina de bâte, triunghi, amoros, blocajele. Posibil. Cineva care s-a însingurat, care nu știe cum să iasă dintr-un program mental. Nu știe cum să iasă. Cineva care plânge după voi, posibil, iar ar trebui să clarific. De ce vă este teamă de acest capric? Nu, săraci, nu doar neapărat capricornă. Nu, diavolul înseamnă mult mai mult. Vă este teamă de această toxicitate care unii dintre voi, dacă chiar ați evoluat și ați lucrat pentru voi, sunteți conștienți că și munca poate deveni toxică, da? Și pasiunile, cât ar fi de, de frumoase, vă, vă pot atrage în lanțuri, vă pot ține în lanțuri, în relații karmice. Egoul, iar, egoul, dacă tot lucrați la creșterea voastră să nu vă înfumurați, iar, posibil, fricile, Că nu veți manifesta întâlnirea, fricile cuiva, eventual, să simțiți fricile cuiva din trecut, ale voastre. Sunt multe variante. Dar, totuși, ce vă doriți această regină de monede? Adică, voi, să fiți stabili, creativi, o combinație între regina de bute și trei de, de monede. Cam așa văd eu. Acum, Regina de, de Monede. Um, o persoană creativă, cum am zis, dar care pune în practică creativitatea, nu ține la nivel de idei și de descripire. Regina de Monede își dorește o viață stabilă, își dorește o viață în armonie cu celălalt, în doi puncte care se îmbrățișează, da? Uh, și ce mai simt acum? Vreți să treceți printr-un portal, să vă creați o lume a voastră specială, frumoasă. Frumoasă. Mare grijă pentru unii, un personaj posibil să de foc care să fie gelos. Mare grijă. În viitor, acest uh, cavaler de băte eu vă dau mai multe variante, vedeți ce se va manifesta. Posibil acest cavaler de bute să fie chiar această atracție față de cineva, intoxicantă. Posibil acest cavaler de bute să se manifeste undeva la locul de muncă și să apară acest personaj gelos din altă parte, din altă direcție, da? Sunt mai multe variante. Dar voi, totuși, în sine, vă doriți acest personaj care. E cu cap pe umeri și picioarele pe pământ. Cu o fie altă persoană, că voi vreți să fiți așa ceva, iar variază. Iar variază. Văd mai multe personaje, semne, semne de apă, semne de pământ, semne de foc. Dar, cel mai important este că de finalizat, această etalare se finalizează cu Marea Preoteasă. Intrați într-o într -o stare de dacă Acceptați acest as de cupe ca și soluție, ca vindecarea voastră și echilibrarea voastră emoțională, că e singura carte emoțională în afară de acest patru de cupe din trecut care v-a amărât și v-a întristat. Da? Dacă acceptați această soluție, repet, poate să fie și dragoste față de voi, vindecarea voastră și așa mai departe, intrați într-o pe o vibrație înaltă și înțelegeți acest întuneric care se poate manifesta și din partea altora, și din partea voastră. Înțelegeți această lumină care vine prin vindecarea voastră, da? Și prin ceea ce veți oferi în continuare altora. Să fiți un stâlp de lumină pentru alții. Am zis că o să revin, totuși, uite, doi de de spade și asul de băte. Pentru unii, dacă este o situație secretă, această situație secretă, ori la locul de muncă, ori undeva, ori undeva, că e cavalerul de băte toxic, că e regina de băte toxică, că este cineva toxic aici care e obsedat de niște idei, sau obsedată de niște idei, blocați, pentru că apare totuși un blocaj și prin 9 de, de bâte și prin doi de spade, blocați ca să puteți manifesta ceva nou, să puteți manifesta o nouă direcție, o nouă pasiune, o nouă dragoste, o nouă dragoste față de voi, da? pasiune pentru viață, pentru că ați avut niște probleme, înțelegeți, da? Și apoi echilibru pe care vi-l doriți atât de mult și stabilitatea. Da, trebuie să mai așteptați un pic. Asta este. Dar această uniune se va întâmpla. Dar depinde de voi dacă faceți pașii care trebuie făcuți. Nu, nu rămâneți în, în situații care vă blochează, nu permiteți blocajul mental al unora sau tristețea unora să vă blocheze, da? Să vă intoxice, da? Sunt multe variante care pot reprezenta acest diavol, da? Repet, poate să fie. Acest op de spade, această regină de, de bute, acest cavaler de bute variază, vedeți ce și cum poate să fie și obsesia pe, pentru a vă construi sau a face bani. Iar variază. Dar tot ce ține de o situație secretă, pentru cei care simțiți că aveți în, în, printre toate variantele pe care le-am spus, aveți o situație secretă, ambiguă, da? blocați secretele și toxicitățile și manifestați ceva nou. Și atunci veți avea curajul să explorați noi zone, să vă întâlniți cu noi personaje care vă vor fi mult mai potriviți. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!